Dinho episodio de la anteriore. Federico! Aveți exact 5 minute din acest moment. 5? 5? Da. Nimos, băi, al postat aici. Tu-s ceapa ta de nenorocit. Pleacă de aici, pleacă de aici. M-ai Ce ți băgat fac la aici? pușcărie și pe mine și pe... Am cerut să vorbesc cu sora mea și Vitu. Te-ai dat cu parfum de raza soarelui pe tine? Te rog să o lași în pace. Bă, taci mă din gură, iar comentezi la mine. Dar nu e Bruneto. interesată, nu e Zi, interesată. fă, mă chere sau... Spune, Bă, spune că nu este să... taci mă din gură, nu mă mai nerva că te presnesc aici. Lasă-o în Mamă, mamă. pace. Sau ce faci mă, piticanie? Lasă-o în pace, am Nu, zis. mamă, Lasă-o în pace. Oh, domnule, scuzați, 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 scuzați. Mamă, ce La ca... Nu, au! Nu la carceră, domnul. Cum să trăiești în așa ceva? Bă, cum am putut să ajung aici, bă? Uite-te și tu cât spațiu am. Uitați-vă cât spațiu am. Deci ăsta este... Eu stau acum în colț. Ăsta este spațiul meu. Deci e, mă, prea mic. M-ați chemat? Da. Ia spune, ce informații ai primit tu? Adică informații. O să reușim noi să scăpăm noi cumva, dar trebuie să aflu mai exact unde țin ăștia armele. Și de ce am arme? Devine perfect, dar trebuie să aflu unde țin ăștia armele, că nu știu unde le țin. E 100% un loc undeva în închisoarea asta unde țin ei armele. Odată ce am arme și se lasă noapte și poate nu sunt așa mulți pe tură, vorba lui, trebuie să aflu programul. Da, trebuie să pregătim planul. Dar nu mai este mult și cred că o să reușim să scăpăm în curând, pentru că e posibil. Cum a zis el, a zis că sunt niște turnuri și știu despre ce turnuri vorbește. Așa că ar fi destul de ok prin turnurile alea. Bine m-am regăsit la un episod din Mario Cell, din nou aici la închisoare. Ne apropiem cu pași repezi de evadare, guys, mai avem foarte puțin. Astăzi ne focusăm doar pe planul de evadare, așa că nu uitați acolo pe butonul drag dacă vreți să vedeți episoade de Mario Cell cât mai des și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Să dați un follow pe Instagram dacă vreți să fiți la curent ce fac eu în momentul de față și unde sunt plecat. Așa că hai să nu mai stăm la discuții și să trecem direct la episod. Data trecută știți că ne-a venit pachetul respectiv. A fost... Dacă ne trezește. Gata. Așa. Scolarea. Mamă, o să mor. Ma, iar s-a dat alarma bulangilor. Doamne, ferească mă Dumnezeu. Mă, ăsta s-a pus lângă mine aici, mă? Două brune te visez și eu prezenț. Viața asta și tu mă iei din pat. Doamne, iartă mă, astăzi trebuie să vorbim neapărat cu Gianni ăsta sau Giana. Ce ai visat, ponei? Bă, lasă-l în pune. Lasă-mă. Ia uite și pe ăsta, nu mi-a fost dor de el. Uite bă, fata din visul meu. Taci. What? Cum ai dormit, Giana? Și-a scos tricoul de pe ea. Cum ai dormit? Neața. S-a făcut cald? Da. S-a făcut cald, a apărut în visul meu. Am venit aici lângă mine. Oh, cafea, unde mi-e șefule? Ți-am zis să mă aștepți cu cafeaua. Ți-am zis să mă trezești cu cafeaua. Dar văd că am mai primit prizonier noi. Da. Au prins, că au violat fetițe. Băi, mascatule, tu crezi că ești mai comod? Mi se pare mie sau suntem mai mulți? Bă. Au venit mai mulți prizonieri, nebun. Holy. Răzvan. 20 minutes later. Robert. Aici. Edward. Prezent. 6 hours later. Bă, dar m-a primit oameni noi, frate, peste noapte. Prezentă. Și câți au venit? Marisel. Prezent aici. Bombonel. Bombonel. Nu, vă rog, nu. Marisel, bă. Cap de seclă. Cap de seclă. Genius. E bine, mamă, a început bine. E mine, e mine. Te cheamă Marisel. Prezent. Narcis și Bușu. Prezent. Ăștia sunt toți. Domnule șerif, cum vrei tu să zic? Ți-am zis și găuzel și frălcică și ce vrei tu să zic? Adică, na, mă știi de mult.
Spune. Știi că eu sunt vechi în celula asta, am 7 ani. Și vreau să vă mărturisesc că astăzi fac și eu în sfârșit 34 de ani. E ziua ta? E ziua mea. La mulți ani. La mulți ani. Trebuie să sărbătorim, să-mi cântați mulți ani trăiască. Nu, la mulți ani, bă. La puțin, a, la mulți ani. Trebuie să-mi cânte la mulți ani. Mâncare, trebuie să-mi cânte la mulți ani cu tortul. Aplauze, bă. Mai încolo, domne, mai încolo, la masă. Azi primești o felie de pită. Păi și la mulți ani când îmi cântați? Mai încolo. Ok. Ai niște puiți. Bun. Ai puișor liniște, ai și el indian. 40 de minute afară. Hai, da, bă, mama mea. 40 de minute. Hai, ușor afară. Hai. Și indian așa, dai. Astăzi este timpul să vorbim cu Gianni, neapărat. Nu vă îngrămotiți, mă, ușor, mă, turbați-vă. Hai, bă. Iar ochii mei. Mamă, bună dimineața. Bună dimineața, sora mamă, cum e aici? Cum? Ia uite-l. De ce ai zis, mă, cum mă bați? Vorbești frumos cu mine. Eu știu ce zic. Unde fugi? Mamă. E sensibiluță? Domn Gabor, m-au zis domnul. Domnul Gabor, mi-este foame. Aveți toți, taci-mă puțin, aveți o țigare. Țigare n-am, vezi care e Gianni. Eu am. Care e Gianni? Trebuie să vorbesc cu Gianni, ia vină puțin, doar cu tu cu mine, vină puțin. Trebuie să vorbesc cu ea și să-i explic tot planul, pentru că astăzi este timpul să facem clar planul de evadare, pentru că îmi propun ca următoarea zi să evadăm. Bine, probabil o să fie seara, nu știu dacă ziua sau seara. Eva, problemă? Domnul? Da. Ce căutați? E vreo problemă? Nu. Ok. Sperea ne urmărea. Sperea suspect că ne urmărea. Și ție? Da. Trebuie să mă duc să vorbesc cu Gianni, dar nu știu unde n-ai băi Gianni. Trebuie să punem la planul de evadare, că n-am pus să stau aici până atunci. Te bagi? Da. Te bagi? Da. Bine. Ia, vino să te iau în brațe. Ce te râzi, bă, urâtule? Bă, ce ai? A? De chelia mea, mă? Stai acolo. Vei parte drag pe aici, la. Doamne, iartă-mă. M-ai enervat. Îl vezi cumva pe Gianni unde? A, uite-l. Stai puțin. Gianni, vino încoace. Imediat. Ia zi, ce să... Doar Gianni, vă rog, lăsați-mă în pace, am zis. Doar Gianni. Bă! Ia, tăia-te de aici, hai! Da, unde ești? Haide, spargeți gașca! Hai, spargeți gașca! Ciulesc! Hai, vine cu mine! Vreau să vorbim despre planul nostru. Mi-a dat șeful un pachet de țigări, ia zi, te servesc? Un pachet de țigări? Da. N-am încercat niciodată. A zis că e ziua mea și... te învăț eu! Brunetto! Ai fumat vreodată? Ai fumat vreodată? Nici tu. Nici eu n-am fumat niciodată. Poți să fumezi tu dacă vrei. N-am, nu-i nevoie. Trebuie. Nu vreau, nu. Chiar nu. Nu frecventez, nu. Trebuie să învățăm și noi să trăim ca în pușcărie, nu? Zic și eu. Păi propunem să scăpăm de aici, nu? Ah, da, stai așa că sunt nervos. Ai un plan? Cum să... Da. Bineînțeles că am un plan. Mama, e și de asta? Ce o să salvezi? Dar să ai și de asta, te s-a prins? Uita că locuiesc de 7 ani aici, ăsta e noul meu cămin. A, nu știam. Păi... Nu știam că stai de atât timp aici. Aici mi-am instalat... cum să spun? Mă, dar în alte e, frate, Bibi. Ambiția de a trăi. Bă, deci cum facem, mă? Ai o idee cum să scăpăm sau nu? Îți dai seama că am întuns cu toate ale file pușcăriei, cum să spun așa. Știu tot ce mișcă și ce nu mișcă. Și cum facem? Am învățat fiecare părticică. Păi, ai încredere în mine, nu? Da. Bă, ia Valea, bă! Valea! Spargeți gașca, măi! Băi, spargeți gașca, mă! Câte trei, toată lumea, aveți voi doar câte trei, să stați.
stai cu noi. Au. Mamă, ce nebun sunt ăștia, frate. Mă, dar sunt noi oamenii ăștia, nu am mai văzut. Au venit cu transportul de seară. Hai că zic eu. Seara a fost un transport de 2 dimineața. Puteam să jur. Eu am fost sus acolo. Am văzut tot ce s-a întâmplat. Am auzit că de la o bancă, dar nu știu ce, au încercat pure din safe-ul orașului și chestii de genul și pentru a peste primar acasă, din câte am înțeles. Și a fost o bandă mare. Am înțeles. Și acum le-a dat 5 ani cu executare până se decide toată sentința. E clar. Da. Da, da, da. E cu dalea urâte. Sunt nebuni oamenii. Deci azi zici, ce idee ai? Ce am făcut eu a fost și mai dificil. Tu ce ai făcut de a intrat aici la pușcărie, adevărat? O să-ți povestesc când vei crește mai mult. Momentan nu pot să zic nimic. Ok. Dar vor fi cazuri când... O să fie vremea când o să-ți povestesc și ție. În fine, nu suntem să ne plângem de milă, suntem să te scap pe tine. Bune atunci. Este așa. Sunt niște mărunțișuri pe care tu trebuie să le faci. Hai guys, că acum e planul. Și să vezi condica din este un birou în această pușcărie. Acel birou însertat este o condică, un orar, trebuie să-l iei și pe ăla să-l vezi. Dacă reușești să-l bagi în buzunar și să mi-l aduci mie, perfect. Un orar. Păi sunt niște fie, niște chestii de intrări, ieșiri, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Mm-hmm. Vreau să te duci să reții tot ce vezi acolo, fiecare participă, fiecare colț. Cât timp tu o să te duci acolo, nu o să stau deja. O să pun planul de bătaie și aici, în pușcărie. Astfel încât să te scoți și pe tine și pe frumoasa asta de Deci trebuie să ajung la biroul directorului în prima fază, da, nu? Da, la biroul directorului și la S.S. Umane trebuie să ajungi. Acolo sunt toate intrările și toate ieșirile de aici. Tot. Deci acolo la resurse umane este și un calculator. Trebuie să intri în BIOS și în BIOS acolo vei vedea toată baza de date. Și cum să fac eu să ajung acolo? Și atent, acolo trebuie să iei cum intri. Nu mă, câte chestii îmi dă. Pușcărie, avem o zi lungă. Format, după care un birou de asistență socială, după care tot așa. Vei găsi resurse umane. La resurse umane vei găsi harta acestei pușcării. Și acolo vei vedea și unde e biroul directorului. Biroul directorului încă nu l-am văzut, dar în schimb pot să spun că e o parolă pe care trebuie să introduci. Și parola? Din câte mi-am adus eu aminte, când am urcat sus acolo în centru de comandă, era ceva cu... nu mai știu... Niculina State 21, parcă. Niculina? Da. Niculina. Niculina State 21? Da, Niculina este vecina, vecina directorului. Știți și voi acum, vecina cu directorul. Deci Niculina State 21. 21, da. Niculina State e numele de familie? State nume de familie, da. Vecina direct. Niculina State 21, am înțeles. Înțelegeți și voi ce Deci primul task ar fi să ajung cumva acolo, nu? Da. Trebuie să faci rost de harta acestei incinte. Eu pot să ți-o spun pe din afară, pentru că da, am urmărit colț cu colț, fiecare pas cu pas și știu exact ce și cum. Și toate intrările secrete, ce să mai. Dar în interior n-am putut, pentru că na. Sunt locuri în care nu puteam să intru, din cauza mărimii. Tu ești mai micuț, așa, mai ascuns, într-un dulap, mai un alt. Dita mai... Bine, deci notezi pe hârtiuță totul sau ce fac? Păi, notează, notezi tot și vezi, dar orarul ăla, dacă poți să mi-l aduci mie. Pentru că e un punct mort, dacă mă înțeleg. Punctul ăla mort este când se schimbă tura. Atunci când se schimbă tura, mi se pare că sunt 30 de minute, înțelegi? 30 de minute, un punct mort acolo. Și noi putem atunci să facem totul. Deci acum, care e următorul lucru pe care trebuie să-l fac? Sunt mai prost așa de fel. Deci mie mai trec niște gânduri prin cap. La ce te referi? Păi să spunem că, na, bine, succes în continuare. Adică, bă! Au, bă! Bă!
Mamă, ce a făcut? Au. Băi, plecați, băi, spargeți gașca. Au. Bă, chelie, vină un coa. Plecați toți de aici. Cap. Iar pe gen. Ce au făcut, șefule? Bă, dar ce a fost asta? M-am jurat, șefule, m-am jurat. Cred că asta a fost parte din plan? Plan. Și acum trebuie să mă duc să mă infiltrez. Ce faci, șefule? Bă, uite-l pe ăsta, bă, ăla. Bă, ăla-i Mierli, bă. Băi, tu știi că dacă să nu se mai trezește de jos, rămâi ce pe viață? Da, șefule, da. Sunt bine, jurat, sunt bine, sunt bine. E bine, mă. M-am jurat de mama. Sunt ok. Mamă. Mamă, ce-a dat-o pe aia. Sunt relativ ok. Mă cam... Hai de după mine. Mamă, vezi ce cam fac. Curge sânge din nas. Stai să dau un șir. Și cred că am pățit și altceva. Unde mă duceți pe mine? Copile, ai pus-o. Copilule, devii dușmanul meu. Eu bă, stii spui și haide cu mine la infirmerie. Mergi la infirmerie? Devii dușmanul meu. Da, da, da. Mamă. Și pe mine, copile... ce faceți? Mă lăsați aici? Ai pus-o, copilule. Tu, pus? Tu te duci la cărcere. Tu la cărcere. Aolo. Da. Nu știu, drumul de-a, hai, acolo așa, așa. Hai, mișcă pe aici, pe aici, pe aici. Au, au. Mamă, dar ți-a dat-o cam tare. Da, mi-a dat o rădă tot, mi-a dat și cu sânge, n-ai văzut ce era acolo. Au. Dar la infirmerie ce să-mi facă? Eu, ceva, cineva acolo se ocupe de mine sau? Momentan nu e nimeni, o să mă ocup eu dacă e, sau singur, poți să te ocup de tine, că... E cu ea mare, te descurci tu. E în concediu, mă, că nu prea se întâmplă chestii de genul. Nu se întâmplă chestii de genul? Păi... De obicei, Gianni e doar tare în gură, nu prea dă. Am înțeles. Nu prea dă. La trecută i-am arătat eu cine era șeful, dar acum m-am luat pe nepregătite. A avut noroc, probabil. Hai, te vină cu aici. Te spune de ce nevoie, niște șervețele? Uite, ți-ai de ce șervețelele? Paracetamol, dacă aveți. Paracetamol. Mă doare capul. Mi-a dat tartare rău de tot în cap. Unde sunt pastilele? Hai că știe și asta. Ai găsit? Da, da, da. Ia de aici. Așa. Acu' o pastilă, da? Da, da, da. Apă, stai. Apă, unde e apa? Nu știu unde avem apa aici. Nu aveți apă aici? Ba da, ba da, erau, sunt bidoane aici. Sub... Las de aici, mă. Să iau o gură de apă. Mă, cred că știu ce să fac. Poți desfaci singura apă sau se desfac eu? Mă descurc. Dacă e o pastila... Și... Niște apă. Așa. E grijă. Bun. Mai ai nevoie de ceva? Deci aș avea nevoie acum ar fi niște ăsta, cum îi spune, să mă duc la baie. M-am luat acum de tot, deci mi-a dat niște emoții când a mă știu, mă doare capul, mă... Poate să mă duc până la baie să mă spăl și eu pe față, să mă... Păi, da. Aveți baie pe undeva? În afară de aia da, care e în... Baie, tocmai aia de acolo, dar haideți că mai am una, veniți cu mine. Mai aveți una? Da, da. Uitați aici în stânga. Aici în stânga? Da, da, după trebuie să vorbim ceva. Aici, intră aici, e deschis. Da. Toate ușile de aici. Da, da, stai. Uite, du-te, vorbim după. Da. Mă, mă, voiam să mă uit să văd ce scrie acolo pe alea, că acolo era programul. Dar, în fine. Hai să mergem și noi aici un... Așa, hâți. Cu șarpili. Da, mă, guys, nu uitați, dați pe acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți cum scăpăm din pușcăria asta pentru următorul episod. Dacă vreți să vedeți cât mai rapid următorul episod, haideți cu multe like-uri și să vă abonați dacă sunteți noi. Gata. Gata. Bun, ia spune-mi și mie. Ce, ai aflat ceva? Ce vreau să fac ăștia? Cu lăsa armele. Tocmai l-am prins pe unul cu cuțitul. Da? Da.
Am înțeles. Na, eu n-am nimica, nici ei n-am văzut. Momentan, Gianni se gândește, n-ai văzut și tu, m-a luat la bătaie. Am vrut să vorbesc cu el și a început să mă ia la bătaie. Nu mă uite armele acolo. Păi și... Câte arme? Deci de la Gianni nu, dar ceilalți? Ce se mai uite? Nu prea am vorbit cu restul, n-am apucat, că abia a început ziua. Mă, dar atâtea camere aveți aici? Da, 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 uite, uite, dacă te uiți aici, aveți pe Gen. Da, cred că-l văd. Mă, uite, pentru fiecare cameră, mă. Da, 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 dar haide că nu ai voie să se fie. N-am voie? Nu, nu, nu. Haide, colegul, vină. Poți să mai stai la infirmerie? Aveți nevoie? Mă întorc eu. Da, o stai la infirmerie, eu stau acolo la ușă. Da, da, da. Nu faci nimic, rog. Lasă-l să stai. Vezi că aici e momentul oportun. Acum e momentul, guys. Acum e momentul. Aici n-am ce să văd. Acum e momentul să mă duc. Let's go. Sper că nu se uită nimeni pe camere. Uita cheia aici. Se ok, deci mi ia cheia din ușa. Avem cheia de la ușa asta. Hai să intru. Să văd exact ce se întâmplă aici, ce se află aici. Holy, ce e aici? Mamă, și pistoale și arme, mamă, și scuturi. Mamă, ce au ăștia aici, nebun la cap. Ok, ok, trebuie să ies acum ca să nu cumva să vină cineva. Închid ușa și am făcut răs de cheie. E perfect. Poate nu-și dă seama. Slash me, închide ușa. Poate nu-și dă seama. Sper să nu-și dea seama. Mă duc sus. Poate nu... repede, 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 sus și ia programul. Repede, repede, repede. Nu fi cineva pe aici. Intrăm în bele rău de tot. Ok, programul. Schedule planner. Uite aici. Ok. Weekly schedule hours. Uite aici orele. Gata. Ia... hârtia, hârtia cu programul și o băgăm în buzunar. Perfect. Deci dacă avem acum și programul, ai zis că mai are nevoie și de... Oh, hai repede și la asta. Aolo, care era ăsta? Ce dintre... Ai zis? Cum ai zis parola? Parola! State! 21. Cum era parola? Deci, Marcel, gândește-te repede. Care e parola? Care e parola? Deci, era state și cu 21, dar nu mai știu ce era înainte. Ceva cu nu. Parola, să mă bată tata cu... Niculina, gata. Deci e... Niculina, state, 21. Gata, mă, am mers. Ce trebuie să iau de aici? Trebuie să iau harta. Se uită. Printează harta cu interiorul închisorii. Ok. Printăm asta. Perfect. O luăm de aici. Uite aici. O luăm. Și gata. Ia harta. Gata, am fugit. N-am ce să mai fac aici. Am luat programul. Mamă, deci m-am scris nu prea bine. Nu a venit nimeni. Mamă, perfect. Hai că ies. Să ies? Deci eu iau tot așa trist și toate astea. Deci am venit. Ia, mamă, câte minute. Ce faci, frate? Gata, gata, domne. Ce ai făcut, frate? Deci m-am dus și am stat și liniștit în pat că nu mai puteam. Ale sunt mult mai comode decât alea din închisoare și... Am luat pastila care ți-a dat-o, domnule. Am luat pastila și am mai dat și cu niște apă pe față de acolo din... Ok. Pitoarele alea, nu... E o regulă, Gianni, la carceră pentru 2 săptămâni. Vedem cum se comportă. Pentru cât? Pentru 2 săptămâni. Mă. Și pe lângă Gianni au mai dat încă vreo 3. E perfect. Să vedem, să vedem. Oricum s-a luat la bătaie acolo în spate. E perfect. Vedem cum se comportă Gianni azi. Dacă face muncă folos comunitate. E și ziua lui. Bă, oricum. E și ziua lui și le bucăm la carcere. Îi dăm, fii atent, de seară vrem să-i dăm drumul când e ceva și să-i cântăm la mulți. Da. Să-i cântați voi la mulți.
Am înțeles. Adică știți că și după ce l-a băgat la loc sau? Nu, azi nu. Nu, lăsa. Astăzi rămâne afară. A, și mâine îl băgați înapoi? Vedem. Dacă e cum în seara asta, mâine nu bă. Sper să fie rău. Ok. Ok, ok. Haideți. Unde e pian? A, uite acolo sus. I-ați băgat pe toți înăuntru? Ți-am spus foarte mult să-ți la carcere, de ce s-au bătut. Unii sunt la vizită, alții știu că unul sau doi a fost. Sau mai împuțină, bă? Sunteți mai puțin, acum e mai bine pentru voi. Păi, ești bine? Da. Mă, deci am naibii, te-ai văzut ce mi-a îndreptat fața. Las că îi arăt eu când ne vedem, da? E ziua lui, noroc că e ziua lui. Da. În seara asta nu stai în celulă. Cum? Da, în seara asta nu o să stai în celulă. De ce? O să dorm la infirmerie. O să dorm la infirmerie? Da, e mult mai ok. Sigur, doamne? Să fii supravegheat. Da. Trebuie să fii supravegheat. O să stau eu în permanență cu tine. Vreau și eu să-i adunați pe toți, să-i ducem la dușuri. Ok. Hai, la dușuri, băi. Super. La duși? Da. În permanență cu mine, credeam că poate scap, dar n-am cum. Oricum trebuia să scap și cu Bibi, n-aveam cum să o las aici. Nu o las aici, orice aș face, nu o las aici. E prea de treabă. Bă, dar nu intrați îmbrăcați, îmi duci mâncă. Lăsați hainele aici, aici. Băi, hainele aici uitați acolo. Eu las, mai eu pe mine, că-l spăl. Eu rămân cu ăsta pe mine, că nu fac duș. Aveți? Aveți 5 minute, că opresc apa caldă după aia. Mamă, 5 minute că opresc apa caldă. Să mor. Gata? Da, am uitat doar ca să mă spăl puțin pe mâini. N-aveam chef să mă spăl. Am să mă spăl puțin pe mâini. Vezi cât te așteaptă pe tata. Mai câte ăștia se spală aici. Auzi? Da, mă auziți. Ce? Haide mai încolo. Vino cu aici. Dar dacă mi afli ceva până mâine, orice ce o să facă oamenii, o să te mai las încă o seară și probabil o să te emiți și pe domnișoara cu tine acolo. Puteți să băga și pe ea să stea liniștită că acum nu mai ok. Nu mai ok, acolo e mai cald. Și mai bine la infirmerie. Pot să fac orice. Am înțeles, ok. Băi. Perfect atunci, așa rămâne. Haideți bă, în linie toți. Urmează masă. Astăzi mâncăm și noi ceva special. Da, bă, ce am văzut și șmecher pe aici, am văzut cum mai lasă, aici. Vedeți băi. Și nu am șmecher pe aici. Căcat mă, că m-ați căcat. Bă, vezi că nu știu cu cine te pui. Aaa, iar la păștea mă. Băi, calmează-te mă. Iar la păștea. Doamne, aoleu. Zi-mă, cu cine mă pun? Cu cineva care nu trebuie să te pui. Ia zi, au. Bă! Aoleu! Gardieni? Gardieni? Gardieni, gardieni? Bă, ți-am dat voie, bă, ți-am dat voie să te bați. Aoleu, au, 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 au. Maaa. Au. Bă, pe burtă, pe burtă. N-am făcut nimica. Rămâi pe burtă. Rămâi pe burtă. N-am făcut nimica. N-am făcut nimic, sunt nevinovat. De data asta, pot spune că sunt nevinovat. Zi mușchiul, l-au scos pe ăștia de la carceră, bă. E ziua lui. Deci, de 7 ani sunt nevinovat. Deci e prima dată în 7 ani. Ești copil? Aolu. Hai, restul rămâne. Să moară, mama, ne duce la carceră, ne f***. Bă, restul rămâneți aici. Merge. Lasă-mă, că tu. Mariusel a zis gardianul să te duci. Mai uți, staci. Azi mi-a zis bă, să mă duc. Ia linie, ia toți linie, bă. Nu. Da, să vadă cum îi bate, ce se întâmplă. Hai, să mă duc sus? Da. Așa am zis. Să mergem sus, dacă așa se zice. Mai chema șeful? Da. Ușa, hai să înțelegi ce se întâmplă cu băieții ăștia care sunt cameră aici. Mă duci la carceră, mă, piși pe mă. Ați văzut domn polițist că el s-a băgat cu mine. Taci-mă odată! Taci odată! Bă, când îți zic să taci. Ce naiba? Gata, domn polițist, gata. Hai, intrați toți trei aici.
Îți spar capul când te poți aduce să călcăm haine. Așa. Ia, toate hainele murdare. Du-te mă că nu spăl joarțele tale. Maoleu. Ma. Deci știi ce faci aici, nu? Spălați hainele la mână că nu mai merg mașinile de spălat. Haideți. Domne, dar el s-a băgat cu mine în gură. Stai tu pe loc. Chiar crezi că ia și spală mai repede. Chiar crezi că spăl hainele tale? Întreb. Saolo. Cred că sunt hainele la tăci și tu? Mă, mamă, ce i-a dat-o! Mamă, ce palmă i-a dat! Mamă, ce palmă i-a dat neveu! Calmă-te! Doamne, nebun, ești rău de tot. Bă, bă! M-am speriat eu când i-a dat-o. Vrei să spăl hainele, nu? Tu vii la carceră. Nu mai dați cu electroșocul, că leșinați! Ba, mi-a pus cătușile pe gămeși. La carceră cu tine. Voi doi spălați-i. Hai la carceră cu tine. Domnul spălă, de ce nu l-aș la carceră? Băgați-l la carceră pe ăsta, că e nebun rău de tot. Colegul, să le explici tu cum se treabă pe aici cu călcatul, cu toate alea. Vezi că nu mai merg mașini de spălat. Mă, parcă am carceră. Băi, Marcel. Da? Deci. Luați rufa de aici. E și eu? Luați. O întindeți frumos, da, bineînțeles. Eu? Dar ce am făcut, șeful? Păi să-ți arătăm pe viitor, să știi. Îl puneți cu salamură. Deci, șeful, că eu sunt cu minte, eu nu fac de-astea. Deci, iei rufa de aici, o întinzi pe asta, iei fierul de călcat și dai... Am înțeles fierul de călcat, nu fierul de călcat. Ia să văd. Aici am ales să te lași, ai fost cu mine. Că pare să vedeți ce sunteți în stare. De nimic? Toi, bă, mai cu viață! O lună la carcer stă la mamă, la o lună! Saulă, domnule, dar zis că eu nu am făcut nimica! Bă, taci! Vrei și tu? Calc, două săptămâni de control acolo? Mamă, frate, de azi nebună. Lasă aici, să se ocupă ei. Poți să mă duc și eu acum înapoi? Da, haide. Hai că mâncăm tort. Aoleu. Tort, avem noi așa ceva, n-am cred. Ne-a făcut bucătăra sau tort. E ziua lui Gen. E ziua lui Gen, are 8 ani în pușcării, cred și eu cum e mâncarea noastră. Băi, miroase a tort aici. Mamă, bă, miroase a tort. Am avut și lumânări, dar s-au lipit pe drum. 7 ani de zile, 7 ani. Ăsta unde merge cu tortul meu, mă? Bă, am avut și lumânări, dar s-au lipit așa, s-au țin eu cu tia. Pe drum. Dă-mi. Ai auzit, Gianni? Lăsați lui tortul să se bucure de el. Mamă. Ia zi, Gianni. Stai. Să-mi face și mie o poză, bă. În 7 ani de zile, când sunt în pușcărie, nimic n-am primit, jur. 7 ani. Cât ți-am fost, Gianni? 35 de ani. Mamă. 7 ani de pușcărie, fix azi. Hai, bă, să aplaudăm. Hai la mulți ani. Cântați-mi și mie la mulți ani. La mulți ani. Hai, cântați-mi, donați. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. La mulți ani. Cine să trăiască. La mulți ani, Gianni! La mulți ani, Gianni! La mulți ani, Gianni! Bine, domnule! Bine, Gianni! Ale! Mamă, Gianni, nu mai plânge, Gianni! 8 ani de zile, nimic! Gianni! Te pup, Gianni! Ia de aici! La mulți ani, Gianni, în comentarii, guys. Ziua lui Gianni. O să rămâne în continuare în pușcărie, că noi o să scăpăm, o să vedeți. Băi, gata, v-ați bucurat toate astea, ia mănâncă tortul în parte cu prietenii tăi. Aoleu, domnul. Aoleu, ai scăpat tortul. Doamne. Ai scăpat tortul. Doamne. Am scăpat tortul pe jos. A avut și el un tort de călcat fel. Băi, când ajung acasă, să ne limbi Adidas-ul când ai... Băi, ce ani, mi s-a făcut un somn. Stai, bă, că nu mai pot. Băi, știi care e faza? E cam târziu. Eu... Mi-e cam trecetura. Băi, băi, 7 ani de zile, niciun tort și acum când îl primesc, scap pe jos. Dacă ești... Dacă ești prăjit. Hai, lasă-mi toată lumea. Lasă că strânge...
Gianni, bă, să ducem noi, dar du-te și culcă. Bă, s-a făcut cam 8 seara, băieți, cantule. Hai. Hai, eu sunt și mie. Hai, canta și Colivă în seara asta. Colegu, colegu, îi bag în celule, după vii acolo la mine, știu. Da, 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 hai. De vină după vii. Să-mi aprinde și mie o lumânare când vrei. Las, că îți iau eu Colivă de la mormântul bunică mea, stai liniștit. Aoleu. Aoleu, domn. Mișcă în celulă, hai. Băi, Marusel. Da? Băi, Marusel, jos, nu-mi faci. Amă, duc. Unde am spus că te duci? Gata. La infirmerie, bă, pe mine mă lasă la infirmerie. Te trăiți, domn. Mulțumesc mult. Băi, Gen, de ce, unde se duce? La infirmerie, că m-ai bătut, ai uitat? Mi-ai îndreptat fața, ai uitat? Aaaa. Olo, fac probleme cu ăla. Sunt aici la infirmerie, pe bombonela meu. Poți să dormi aici, deci? Da, poți să dormi aici. Mulțumesc foarte mult, domnule șef. Două secunde. Deci șeful, poți să mă bag la somn sau? Da, pune-te într-un pat pe care vrei și culcă-te aici. Eu am să plec. Noapte bună. Au lăsat, frate, să dorm la lux, ești nebun. Mă bag aici. Hai. Cut. Noapte bună, guys. Ăla nu cred că are treabă cu mine. Da, mă, guys. Oh my god, trebuie neapărat să ne gândim la planul ăla de evadare, cum îl facem. Trebuie să mă uit pe planul ăla. La mine? Bombonela, ai dormit? Aproape m-am dormit. Ah, păi... Eu ți-am găsit un loc mai bun în seara asta, dacă vrei. Mai bun? Ce părere ai? Ai și televizor? Televizor? Da. Să te recrezi puțin, o doară în seara asta. Oh, perfect. Bine, domne, hai că... Bă, am uitat că trebuie să-i dau o informație mâine, neapărat să-i dau o informație la șef, ca să poată să mă lase să stau o noapte la infirmerie, care poate acum se transformă o noapte în camera aia. Și ar fi perfect, frate, pentru evadare. Trebuie să mă gândesc la un plan pentru, efectiv, pe unde să ieșim. Că nu știu pe unde să ieșim, trebuie să mă uit pe harta aia, să-mi dau seama exact. Pici. Da. Te mai acomoda vreun pic? Să zicem că da, să sperăm că nu știu, abar n-am, e greu rău de tot închisoare, îți dai seama. S-am zis, stai leacă, mai retras față de geam, că ai văzut. Dar ce facem aici la vizitatori? Păi, aici e camera ta. Camera mea la vizitatori? Uite aici. What? Mai ce o să dorm toată seara asta? Mamă, cum pot să... Doamne, deci ești prea de treabă. Dă să strâng mâna. Mersi, frate, că ai încredere în mine și că știi că n-am făcut nimic. Normal, sigur. O să contezi pe mine. Mamă, deci bine, mă. Să trăiți, domnul. O să mă bag acum la somn. Hai. O să mai stau eventual puțin. Da. O să mai stau eventual puțin și... Uite, ai telecomanda, uite acolo. Da. Hai, o seară bună. Mamă, frate, m-a lăsat aici cu... Și aici e și asta de program. Și m-am chinuit atâta să fac rost de program când era aici, puteam să ajung așa de ușor aici la el. Ok, mamă, dar uite ce lux e. Mamă, brioșe. Holy, brioșe. Să ne degustăm mai încolo. Bă, hai să ne uităm pe hartă, să ne uităm pe hartă, exact, să vedem care e treaba. Ne uităm peste hartă. Hai să ne uităm peste hartă. Din câte văd eu pe harta asta, arată că... Deci, asta este toată închisoarea. Și din câte văd, dacă am face noi acum, unde suntem noi acum, stânga și iară stânga, am ieșit aici afară. Vedeți? Noi, mă, normal eram aici. Aici este infirmeria și aici suntem noi acum. Dacă am face stânga și iară stânga, cred că pe ușa asta am ajunge la ieșire. Dar ideea e să nu mai fie nimeni. Asta e schema. Restul e important să nu mai fie nimeni. Ulu, stai acolo. Shit, să nu mă vadă. Ok, deci să iau pe aici. Nu știu dacă s-am tupit să mă duc acum sau dacă să mă duc. Dumnezeu cu mila! Să nu fie nimeni aici, că am pus-o, cred. Deci te faci în stânga și iară stânga, nu ți se greu. Oricum, dacă iar ce-ar fi, băgăm o scuză. Nu-i nimeni. Perfect. Și iară pe aici facem stânga. Bă, tu cine ești? Ce cauți aici? Să mă bată tata. Gardienii! Băi!